Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto. Astăzi, 16 iulie 2024, o zi destul de intensă. Dacă începutul de săptămână, continuat cu astăzi, până la un moment a fost extrem de interesant și verde și cu bucurie pe alocuri, deodată piața a căzut. Iar lucrurile astea nu se întâmplă din senin, piața nu cade niciodată așa, gen a căzut piața. Întotdeauna se întâmplă ceva. Haideți să vedem la știri care sunt motivele. Deci, Kraken Exchange primește 9 miliarde de dolari în Bitcoin de la MTGOX. Banii ăștia trebuie să fie distribuiți către cei ce au fost păgubiți în celebrul caz cu MTGOX-ul. 91.000 de Bitcoin nu sunt 2 Bitcoin, sunt mai mulți ca la Germania. Ideea este că, conform declarațiilor de la Kraken, banii vor ajunge la cei ce trebuie probabil între 7 și 15 zile. Chestia asta poate provoca o undă de șoc în piață. Da? Adică aici nu, rolul meu nu este să vă spun povești de a dormi copiii. Când suntem bullish, suntem bullish. Când nu este bullish, nu este bullish. Da? Și atunci, contează foarte mult jocul de lichiditate aici, dacă banii ăștia vor ajunge în piață, dacă cei care îi primesc îi vând, dacă se folosește doar narativa, bă, mamă, bau, bau, au ajuns atâția bani, suntem în pericol, nu știu ce. Pentru că și banii ăia vânduți de guvernul german, tot la BlackRock, tot la mari jucători. Adică nu vă imaginați că din Kraken îi cumpără unii din Venezuela sau din Columbia. Tot jucători americani, tot marile balene cumpără. Dar se pot folosi de aceste știri ca de un baubau să ducă piața din nou în jos, să cumpere și mai ieftin și de la alții. Breaking news! Tether și exchange-ul Bitfinex sunt în fața unui proces în care sunt acuzați că au manipulat piața cripto. Procesul este în Statele Unite și este unul cât se poate de serios. Acum, în America există acest principiu al nevinovăției la început până se dovedește vina. Rămâne de văzut, dar s-ar putea să fie o poveste interesantă. ETF-urile pe Bitcoin au atins o bornă incredibilă. 16 miliarde. Poate ați spune, pe ce 16 miliarde e mult? Uite-te la Bitcoin, este la 1000 și ceva de miliarde, adică nu 16. Asta nu e nici cât o furnică. Dar, pentru cei care nu sunteți în piața asta cripto de mult timp, vreau să vă zic ceva. Bitcoin a avut nevoie de o grămadă de timp să ajungă la 16 miliarde capitalizare de piață. Și anume, din 2009 până în 2016. Da, asta înseamnă 7 ani. ETF-urile pe Bitcoin nu au nici măcar 7 luni ca idee. Probabil curând le vor aniversa. Da? Deci 7 ani versus 7 luni e cale lungă. Ce înseamnă răbdarea? O balenă mută 1000 de Bitcoin, aproximativ 60 și ceva de milioane de dolari, după 12 ani de inactivitate. Practic, acest portofel n-a mai fost activ de 12 ani. Ce răbdare, ce rezistență, câți bani trebuie să ai ca să ai un portofel cu 1000 de Bitcoin. Da? Gândiți-vă că portofelul ăsta valora și 74 de milioane de dolari acum 2 luni, da? La vârf. Ce înseamnă răbdarea? 1000 de Bitcoin, probabil când i-a luat el, valorau foarte, foarte puțin bani, comparativ cu valoarea actuală. Investițiile noi, banii proaspeți, intrați în cripto, anul acesta, până acum, sunt undeva la aproape 20 de miliarde de dolari. Conform celor care au scris articol, undeva la 17,8 miliarde, din care doar 1,4 miliarde de dolari au intrat săptămâna trecută. Am putea spune aproape 10% din acești bani. Ce aș putea înțelege eu prin treaba asta este că săptămâna trecută investitorii au considerat că e momentul oportun, că prețurile sunt oportune, sunt corecte. Da? Asta înseamnă că a fost o perioadă bună de acumulare și de intrat în piață și înseamnă că acești investitori se așteaptă la creșteri în perioada următoare.
Dragilor, hai să ne uităm un pic și pe grafice, dar măcar să știți în linii mari la ce să fiți atenți și cum vă dați seama dacă lucrurile iau o întorsătură negativă. În momentul de față, da, piața a avut o creștere senzațională, sunt pe graficul pe oră, da, vedeți creștere, confirmă suport, creștere, confirmă suport, creștere, confirmă suport, creștere, sparge un pic suportul, revine peste. Ideea este următoarea. Dacă asta este o revenire falsă, da, și cădem în zona asta și pierdem 62.500 de dolari, atunci este o problemă. O problemă care ne poate duce foarte rapid în zona asta de 59.000, 60.000 de dolari, unde este următoarea zonă, să zicem, cu un suport cât de cât generos. Da? Iar acum suntem pe grafice pe oră. Dacă ar fi să mă duc pe daily, da, pot să vă zic așa. Iar avem un bull flag. Un bull flag, adică ăsta, da? Care, dacă se va valida, targetul lui este pe la 70.000 de dolari. Cum știu asta? Păi îl măsur de aici, în zona asta de breakout, da? Are un 13%, măsor, hai să zicem, zona asta de flag, da? Și punem de aici 13%, da? Ne poate duce până pe la 71.000, 70.000 de dolari. Hai să-l măsor conservator, da? Îl măsor până unde a căzut lumânarea asta, pe daily de aici. Da, și punem 13% de acolo. Și atunci zice, băi, 70.800 de dolari ar fi un target. Un target care ne poate duce într-o zonă, da, unde avem rezistențe. Bull market-ul va începe când ieșim din zona asta. Când depășim 72-73.000, atunci începe bull market-ul. Până atunci tatonăm, da? Acum, dacă piața se agravează din cauza news-urilor, da, vom vedea Bitcoin-ul aici. Ăsta este 50 moving average, da? 62.500, foarte important. Îl pierdem, ne putem trezi foarte repede pe la 59.000, da? Pentru că este următoarea zonă masivă de suport. Așa că fiți cu ochii pe piață, pentru că graficele contează. Contează, chiar dacă unii zic că nu, contează. Dragilor, vreau să vin cu un update de pe Marketoshi. Am primit informare de la proprietarul viluțelor de vacanță din Grecia că prețul lor scade de la 205.000 euro la 199.000 pe bucată, iar dacă avem de a face cu investitori, deja avem o discuție așa de principiu, cu cineva care vrea să le cumpere pe toate, va exista un discount suplimentar. Atenție, se acceptă cripto, da, de preferat, dar și fiat. Noi, ca și platformă, vă ajutăm cu toți pașii pe partea de notariat, de asistență, de tot ce trebuie. Și încă ceva. În acest moment, pe marketoshi.ro avem nu un Lamborghini Urus, avem 3. Deci avem această frumusețe, cel galben, care este și cel mai ieftin, avem acest monstru la 348.000 și mai avem încă un monstru la 329.000, printre alți monștri despre care povestim altă dată. Dar pe Marketoshi, puteți să le achiziționați direct dacă doriți, pentru că avem parteneriat oficial cu Binance Pay.